proprietarii de miei din județ și-au scos încă de câteva zile marfa la vânzare. Din păcate, cumpărătorii mai așteaptă. Kilogramul de carne de miel se vinde cu 25 și 28 de lei. Ați venit să vedeți cum e prețul la miel? Da, am vrut să văd cum e. Și cum e? 25, am înțeles, momentan. Nu știu până la pași dacă mai scade ceva. Vreți să cumpărați? O să iau, dar nu acum, mai aproape. Pe joi, vineri, cam așa. Ați venit să luați miel? Da. Cum e prețul? Eu zic că e bun, după cât se lucrează la ei și când muncesc oamenii la să-i crească, eu zic că e destul de acceptabil. Față de salariile noastre, să zicem, e scump, dar la munca care o depun, e acceptabil. Ați luat din primele zile, n-ați mai așteptat? Da, pentru că pe sfârșit toată lumea se așteaptă să ieftinească și să se aglomerează, atunci nu mai ai ce să alegi, ai ce se găsește numai. Comercianții au venit cu miei de prin diferite părți ale județului. Cum merge treaba? Merge cam rău, că n-are lumea bani. Când ați venit? Noi de ieri am început la piață. Și ce cumpără oamenii? Miel întreg? Nu prea, cam jumătăți așa sau 2-3 kilograme, că n-are bani lumea. Cu câți miei ați venit și de unde? De la Rapolt venim. Câți miei? Păi miei avem așa mai mulți de dat. Acum am venit așa cu 20 numai astăzi. Ați venit cu miei la piață? Da. Și cum merge vânzarea? Ca la început, binișor. Cum este marți merge. Câți ați adus? Mai bine eu? 10, prima zi. Sperăm să fie mai bine mâine, poi mâine. Anul trecut, în piețele din județul Hunedoara s-au tăiat circa 2700 de miei, iar pentru acest an sunt pregătiți tot atâția.